dragi invitați, am fost convocat pentru ședința ordinară de astăzi, dintr-un număr de 17 consilieri locali. Lipsește doar domnul consilier local Ghirie. Este încolit, dar în aceste condiții ședința este statutară. Putem începe. Ați două de zi și vă prezint ordinea de zi a ședinței. Ați fost informați într-una dintre variante, dar două dintre punctele de pe ordinea de zi au suferit câteva modificări și am să dau cu tine ordine de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Iurea Nicolae, președinte de ședință pentru luna decembrie 2016. Inițiator este primarul orașului pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Punctul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind stabilirea cantității de masă lemnoasă ce va fi exploatată din fondul forestier, proprietatea orașului Târgoviște și aprobarea prețului de vânzare. Punctul 3, proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local Târgoviște numărul 68 din 30 ianuarie 2015, aprobarea organigramei a statului de funcții, al aparatului de specialitate, al primarului, al activităților autofinanțate și serviciilor publice subordonate Consiliului Local al orașului Târgoviște. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Național de Informare Turistică, oraș Târgoviște. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, aferent proiectului valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea Banul Climaterică Târgoviște, prin POR 2014-2020, prioritatea investiției 7-1. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind schimbarea formei juridice și aprobarea actului constitutiv actualizat al SECEI Compania de Utilități Publice Târgoviște. Punctul 8. Raport general privind starea și calitatea învățământului din orașul Târgoviște. Două dintre aceste puncte de ordinea de zi au suferit câteva modificări și am să le citesc cum se dorește a fi în forma finală. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea Banul Climaterică Târgoviște. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea proiectului obiectului principal de activitate și aprobarea actului constitutiv actualizat al SECEI Compania de Utilități Publice Târgoviște. Aceasta este ordinea de zi. Se dorește suplimentarea ordinei de zi conform dispoziției primarului numărul 518 din 23.11.2016. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Târgoviște în calitate de partener în cadrul proiectului Copilul în Școala Viitorului, promovată Școala Gimnazială în Târgoviște, oraș Târgoviște, prin programul operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 6, educație și competențe. Supus că aprobarea dumneavoastră, ordinea de zi, cu modificările prezentate. Cine este pentru? Este cineva împotriva? Nu, clip. Raportul privind starea și calitatea învățământului. Mai e pe ordine de zi? Nu, mai un pic. Vorbim de ordinea de zi și după aceea de suplimentare. Sunt două puncte diferite. Vă supun spre aprobarea dumneavoastră. Este pe ordinea de zi, da. Deci, vă supun spre aprobare. Ați aprobat. Este cineva împotriva acestei ordini. Supun spre aprobarea dumneavoastră suplimentarea ordinei de zi cu punctul citat. Acum vă supun spre aprobarea dumneavoastră suplimentare ordinii de zi conform dispoziției primarului numărul 518 din 23.11.2016 proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Târgoviște în calitate de partener în cadrul proiectului Copilul în Școala Viitorului promovat de Școala Gimnazială numărul 2 oraș Târgoviște prin programul operațional Capital Uman 2014-2020 axa prioritară 6 educație și competență. Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi cu acest punct? Se abține cineva? Se abține domnul consilier Roșescu? Împotriva?
și cu acordul și prin votul dumneavoastră a fost suplimentată ordinea de zi. Vă rog să-mi permiteți cu acordul dumneavoastră să iau loc, da? Să nu știu aici. Înainte de a trece la primul punct de pe ordinea de zi, vă supun aprobare dumneavoastră procesul verbal al ședinței Consiliului Local de luna trecută. Cine este pentru? Am o precizare, de convenție. Să terminăm asta. Cine este pentru? Să fac mențiunea prima dată. Pe domnule președinte, mi-ați luat terenul ăsta, microfonul. Aveți cuvă. Este microfonul, da. Nu este o chestiune care să intereseze nici națiunea, nici orașul, nici... Dar pe mie personal mă interesează și de asta o ridic. La acel punct al ordinii de zi, unde am fost înfierat așa cu mânii proletare, că am pietat cumpărarea imobililor de pe strada Gheorghe Asache, s-a strecurat o eroare. În procesul verbal, la acel punct. Și eu am arătat cam în felul următor, iar eu, ca membru al acelei comisii de negociere, nu puteam să-mi aloc dreptul de a cumpăra cu TVA, fără TVA și așa mai departe. În loc să se treacă îmi aloc dreptul, s-a trecut îmi aloc dreptul. Este o deosebire esențială între cei doi termeni. Nu îmi permit să-i și definesc, ei sunt definiți și în desc, dar să se facă cu această corectură, da? Da, doamna secretar și-a însușit și notează și va face verificări registrările audio și va face corecțiile și corecturile cerute de către dumneavoastră. Am și observații. Vă rog, domnule consilier. La punctul referitor la acel program comun cu celelalte localități primul de turism, care dacă nu-i delegat este drumul gândirii la Consiliul Județean. În cuvântul meu am făcut câteva afirmații, precizări, nici într-un caz n-am lăsat impresia să se înțeleagă că n-aș fi de acord cu poziția pe care o are sau mai ales cu persoana domnului Vitilin. Nu s-a finalizat în cuprinsul cuvântului meu, partea în care am făcut mențiunea că nu e recomandat să discutăm despre persoana care nu este de față. Să înțeleagă contextul adevărat al lucrurilor, pentru că, așa cum e prezentat în material, las impresia că am avut o poziție de a fi împotrivă. Și nu s-a dus până la capăt ideea. Chiar dacă nu poate fi considerată totalitate ceea ce se declară, să se scoată în evidență cu adevărat ideea principală, care vrea să o spună fiecare în punct de vedere. Mulțumesc. Solicitările noastre vor fi soluționate. Domnul consilier Maciuca, da? Mulțumesc, în ceea ce privește aprobarea procesului verbal, conform legii trebuia publicat și afișat la pe site sau la vizierul primăriei. Eu nu am putut să-l citesc. Nu ați primit materialele pe e-mail? Da, v-am trimis în format electronic pe e-mail. În termen de 3 zile, materiale de ședință în lumea funcției. Am primit numai completările la materiale de ședință, la e-mail. Și sunt... Dar tot timpul, mă rog, atunci când nu primiți un material, să mă sunați, ca eu să pot corecta lucrul ăsta, pentru că nu știu ce defecțiune se întâmplă. Deci eu am trimis, am întrebat dacă am trimis la toți consilierii, se mă întâmplă. Dar cei care nu au primit, de obicei mă sună și îmi spun, nu am primit și mai sau vor fi deschise, exact, fișierile. Exact, vor fi deschise, da. Ele vor fi publicate. Iar procesul de bani nu am reușit să spun 3 zile, pentru că a sfârșit dumneavoastră de 26 pagini. Vă rugăm să dați pe silențiu și pe public, după, tocmai pentru că sunt anumite mențiuni de făcut, îl public după ce toate corecțiile sunt făcute, adică după aprobarea lui. Și când a fost afișat, exact? Nu am afișat pe site, îl afișez după această ședință, când se fac toate corecțiile necesare. Și atunci eu nu pot să apăs un proces de bate care nu l-am... Dar l-am comunicat pe e-mail. Odată cu materiale au fost ceilalți domnul consilier tot... Având în vedere că
de fiecare dată au fost publicate pe site-ul primăriei procesele verbale, consider că nici nu au avut nimic de ascuns nici de data aceasta. Tocmai pentru a face toate colecțiile. Ședința următoare poate să facă de fi aprobat. Pentru ședința următoare, dacă domnul consilier nu a avut ocazia să citească, să informeze cu acordul noastră, să-i se permite ca la ședința următoare să poată face observații cu privire la procesul verbal despre care vorbea. E corect, nu? Adică să vă dăm un drept de a studia și să puteți reveni cu observații la procesul verbal. Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței de luna trecută. Cine este pentru? Cine se abține? Mențiunea domnului consilier, nu știu că se abține. Este cineva împotrivă? În unanimitate de vot, procesul verbal al ședinței de luna trecută a fost aprobat de către dumneavoastră. V-aș cere permisiunea domnilor și doamnelor consilier ca pe ordinea de zi, ca din ordinea de zi să începem cu ultimul punct, deoarece face vorbire a un proiect din partea unității de învățământ și de față există doamna Ionașco, nu? Care mă cumpă numele Ionașco. Vă rog să vă prezentați dumneavoastră. Bună ziua! Am învățat aici, bine ați venit. Adina Paștea, directorul Sfânta Școlii Gimnaziale Munte Cârbou. Mulțumim. Noi o să dăm citire proiectului dumneavoastră și colegii noștri, colegii mei, dacă o să aibă întrebări. Spune astăzi să fiți pregătiți să le răspundeți. Deci sunteți de acord cu acest punct de pe ordinea de zi, ca doamna. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Târgoviște în calitate de partener în cadrul proiectului Copilul în Școala Viitorului, promovat de Școala Gimnazială numărul 2, oraș Târgoviște, prin programul operațional Capital Uman 2014-2020, OQ, axa prioritară 6, educație și competență. Inițiator primarul orașului Târgoviște, susținut și ajutat și de către celălalt școală. Dacă dumneavoastră, doamna Domnișoara, vreți să ne faceți o prezentare. Vă spun punctul de vedere al Comisiei Juridice și după aceea. Da. Da, după avizul favorabil. Supun spre aprobare avizul comisiei. Comisia Juridică, aviz favorabil. Avizul Comisiei Economice, aviz favorabil, în anumitate de votă. A mai fost implicată și alte comisie, nu? Mulțumim, domnilor președinte comisiei. Domnișoara Adina, puteți să ne faceți o prezentare a acestui proiect, așa cum îl vedeți dumneavoastră? Da, pot. Nu vă iau cu domnul viceprimar, am să vă spun de ce considerăm noi de la Școala Mării de Roma că acest proiect este bine să fie adus în comunitate. S-a pus în discuție la nivelul comunității, atât în cadrul ședințelor de la primărie la Consiliul Local și în cadrul ședințelor cu părinții la diferite școli, licee și instituții de educație din numărul de aici din oraș, existența unei grupe de educație din curie sau creșe în localitate. În momentul de față, acest lucru nu este fezabil sau nu avem un studiu de fezabilitate pentru înființarea acestei grupe de educație. În schimb, acest proiect aduce exact acest lucru în comunitate. Înființarea unei grupe de educație prin curie de 0-3 ani, noi școală ne asumăm că vom găsi cadre didactice care să susțină acest proiect. Rugăm primăria să ne ajute cu partea materială, că dacă am acolo este nevoie de sprijin dumneavoastră cel mai mult, ca să putem avea și un punct de plecare pentru înființarea, pe termen lung, a unei creșteri la nivelul comunității. Noi ne-am gândit la acest centru plecând de la un model de bună practică care este deja existent în orașul Slănic Moldova, dar felicit inițiatorul și inițiatorii acestui proiect, pentru că suntem parteneri. Motivul, cum am spus, este acesta. Înființarea unei grupe de educație prin curie la nivelul comunității. Ei ne ajută cu experiența lor, sprijin avem și de la Direcția de Asistență Socială, sprijinul avem și de la dumneavoastră, de la Direcția de Social de Jos din primărie. Și credem noi că ăsta este, de fapt, cel mai mare avantaj pe care acest proiect îl aduce în comunitate. Orice întrebări, vă rog frumos, sunt deschise. Nu avem o sumă foarte mare, nu avem necesități foarte mari, doar
cu sprijinirea pe spațiu și vă mulțumim foarte mult pentru avizul favorabil de la cele două comisii la care am. Mulțumim, domnișoare, pentru prezentare. V-aș ruga domnilor și doamnelor consilieri, care doriți să puneți întrebări, pe rândul scrieți-vă la cuvânt, ca să notifice domnul Iaro. Mai aveți întrebări? Domnul Iaro, aveți cuvântul? Felicit inițiativa școlii pentru acest proiect, este minunat. Am o întrebare, fără să primesc un răspuns profesorului pentru problemele aia emoția, dar poate dumneavoastră îmi puteți răspunde. Eu, ca și consilier, aș dori ca toți copiii orașului să beneficieze de acest proiect. Nu este exclusiv a școlii Vântă Bogna. Noi suntem cei care inițiem. Copiii care vor ajunge în aceste grupe, în această grupă de educație timpurie, sunt din comunitate. Da, prioritatea, așa cum cere metodologia, este înstrăia din circunscripția școlii numărul 2, dar asta nu înseamnă că refuz un copil care vine din Vâlcele, de exemplu, dacă dorește să fie înscris. Noi ne-am gândit și la cursul de educație parentală, pe care oricum le facem prin proiectul UNICEF, tot în zona aceea și cu sprijinul asistentului medical din comunitar, ne gândeam să oferim și asistență pentru însărcinate, până la numită. Asta este pe proiectul viitor. Noi dorim mai întâi această înființare a grupei de educație timpurie. Deci nu este restrictivă pentru copiii de la școală. Proiectul se duce mult mai departe, nu numai aici, la grădiniță. Abandonul școlar. Da, el are mai multe componente, cu abandonul școlar, se complementează cu cel de la UNICEF și cu strategia națională de... Am înțeles că poate vă feriți și sunt de acord. Vreau să vă mai pun o întrebare, dacă vă vede. Doresc ca acești bani să ajungă acolo unde ne-am propus. Pentru că, sincer, am ajuns în România și ne este frică și de noi înșine, la un pic mai departe. Dacă mai aveți întrebări pentru domnișoara Adina, ne-am mai făcut întrebări, vă mulțumim, domnișoara. Așteptam să vedem rezultatul votării. Da. Supun spre aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre privind acum. Domnul președinte. Vă rog. Pentru domnișoara nu am întrebări. Dar poate pentru inițiatorul proiectului. Păi am zis dacă mai aveți întrebări. Dacă mai aveți întrebări. A spus pentru domnișoara. Și după aceea mulțumesc, domnișoare. I-am mulțumit și dumneavoastră. Dacă doriți, revenim. Doriți, aveți întrebări. Dar sigur am o întrebare, bineînțeles, pentru inițiatorul acestui proiect. Nu-i proiect de hotărâre fără o contribuție din partea orașului. Și firesc să fie așa. Contribuția este mică, dragă. Da, nici nu mă îndoiesc mică. Dar este. Mică, mare nu este. Doi. Spuneți aici. În condițiile în care proiectul este eligibil și este asigurată finanțarea. Poate ne rămâne sub acest aspect. Cum stau lucrurile? Domnule primar, dacă doriți să spun. Să ne pe la această întrebare nu trebuie un răspuns. E clar. S-a dat explicații. Explicații au fost date de către domnișoara. Dacă refuzați, să lămuriți un consilier care poate n-a înțeles. Nu refuz. Explicațiile au fost date și dacă noastră n-ați înțeles, nu putem pierde vremea și să explicăm de 5 ori o problemă deja care s-a discutat. Domnule primar, nu vreau să abuzez de timpul nimănui. Putea să răspundeți cu eleganță cum s-a făcut bine. Mai aveți și alte întrebări, domnul consilier? Alți domn consilier, doamne, domnișoare, consilier? Bine, supun spre aprobarea dumneavoastră proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Târgu Ocna în calitate de partener în cadrul proiectului Copilul în Școala Viitorului, promovat de Școala Gimnazială numărul 2, oraș Târgu Ocna, prin programul operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 6, educație și competențe. Cine este pentru? Se abține cineva? Domnul consilier, Proșel, se abține. Cine este împotrivă? Nu este nimeni. În proiectul cu majoritate voturile cu abținere a fost votat. Felicitări, domnișoare, vă doresc și domnului primar, cer domnișoare, succes. Să dea Dumnezeu să fie eligibil. Mulțumim, sperăm. Ca să putem cheltui banii. Sperăm și dar stai, venim la primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Giurea Nicolae, președinte de ședință pentru luna decembrie 2016. Avizul comisiei, vă rog. Comisia juridică. Mulțumim, domnul președinte al comisiei juridice.
Domnul Girea, sunteți de acord să fiți președinte de ședință? Nu la vină. Nu am acord. Cu plăcere. Să vedeți prima ședință pe care o prezidați, trebuie să facem campanie. Și apoi, supunem aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Cârea Nicolae, președinte de ședință pe luna decembrie 2016. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? În unanimitate de voturi, domnul consilier Cârea Nicolae va fi președinte de ședință pe luna decembrie. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea cantității de masă de mână ce va fi exploatată din fondul forestier, proprietatea orașului Târgu Jocna și aprobarea prețului de vânzare. Avizul comisiilor. Comisia pentru urbanism a favorabil. Comisia economică a favorabil. Mulțumim domnilor președinți de comisii. Luăm de cuvânt. Domnul consilier Iaru, vă rog. În material se spune aici de niște comisii pe care eu, cel puțin, nu cunosc. Au aceste comisii niște atribuții, un statut. În ce bază se aprobă? Da. Domnul primar este domnul consilier și în cunoștință de cauză. Să spun și domnul consilier, care sunt mai noi în Consiliu, încă din 1994-95 există un regulament aprobat de Consiliul Local de administrare a pajiștilor din oraș. Și fiecare primăvară se fac alegeri în cartiere acestor comitete de administrare a pajiștilor conform regulamentului. Aceste comitete sunt alese de către, propuse și alese de către cetățenii din cartier. Avem la Lucele, la Poetus, la Cotul, Comitetul Durasului și Chisești. Referitor la material, aceste cereri ajung la comitet. De ce? Pentru ca să se echilibreze niciodată acest material în rost nu ajunge și dacă sunt 100 de metri cubi, să fie împărțit la fiecare, o căruță, două, unul să ia 10 și altul să ia una sau niciun. Deci ei au grijă și să știți că sunt de felicitat cel puțin cei două cartiere, Tisești și Curasării, pentru că am reușit să disciplinăm cetățenii. În perioada când nu au existat aceste comitete și nu erau aceste apropări, din pădurea primării, pentru care există cerere făcute de oriștia cu posesora, dar până atunci noi trebuie să ne comportăm ca și buni proprietari, ei n-au intrat în pădure și un lucru destul de important, lemnul este deja tăiat de oculul silnic, vedeți că i-au început acolo. Oculul silnic taie și oamenii nu intră până când nu avem aprobarea Consiliului cu prețul să poată da. Este un preț minim la care am putut să ne încadrăm și în reglementările oculului silnic. Am lucrat cu oculul silnic. Vedeți că prețul este diferențiat. Valoarea materialului lemnos și manopera pe care o ia oculul silnic. Și lucrăm cu oculul silnic, fiindcă sunt prețurile cele mai mici din zonă. Se taie lemn pe Valea Lucrului, pentru cei care știți la Gura Stănii, și undeva în zona Chichilău, pentru cei care sunt în Tisești. Prețurile vedeți că sunt diferite. Noi, față de cum am făcut anul trecut, în acest an am mărit doar cu 2 lei. Și, practic, ne interesează mai mult să nu se defrișeze decât în regim silvic și exact cantitatea care trebuie scoasă, decât să defrișeze așa cum se făceau în anii trecuți și să rămânem fără lemn. Și să știți că anul trecut s-a scos exact lemnul care l-a marcat oculul silvic, deci numai rărituri din această pădure și peste câțiva ani va fi o pădure bună, așa cum cer regulile silvice. Mulțumim, domnule primar. Dacă mai aveți întrebări, domnilor și doamna consilier. Supun spre aprobarea dumneavoastră proiect de hotărâre privind stabilirea cantității de masă de masă ce va fi exploatată dintr-un fond forestier cu peșteatul Rapid Roma și aprobarea prețului de vânzare. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? În unanimitate de voturi, proiectul a fost votat. Trecem la punctul 3 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local Târgu Jocna numărul 68 din 30 ianuarie 2015
aprobarea organigramei a statului de funcții, a aparatului de specialitate al primarului, al activităților autofinanțate și serviciilor publice subordonate Consiliului Local al orașului Târgu Ocna. Avizul promisilor. Comisia juridică, aviz negativ, 3 pentru, 3 împotrivă. Comisia pentru companie, aviz favorabil, în votul comisiilor de comisiilor este consultativ, va conta votul în urmă. Discuții, întrebări pentru acest punct de pe ordinea de zi. Domnul consilier Cușeț, vreți să întrebați ceva? Da. Vă rog. Am analizat cu multă atenție toată documentația care s-a pus la dispoziție și constat că se solicită completarea unei hotărâri a Consiliului Local 68 din 30.09 din 2015, în sensul introducerii unui articol și articolul nu-l mai citesc, dar fac referire la poziția 9, deci capitolul 9, poziții 59, 60, 61. Deci se vorbește de completare. Curios din fire, m-am dus la hotărârea respectivă să văd ce trebuie completat. Și observ că în organigram există acel compartiment care se cere a fi înființat. Iar în statul de funcțiune, uitându-mă din nou, văd la poziția 9.1, capitolul 9.1, poziția 59, 60, 61, 3 posturi pentru compartimentul respectiv. Și atunci îmi pun întrebarea. Ce completăm atâta timp cât hotărârea în cauză prevede compartimentul și în organigramă și în statul de funcții? Asta e una dintre întrebări. Ca formă, s-ar impune o modificare în sensul că se aprobă înființarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică a Târgu Ocna, compartiment în subordinea biroului, așa, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, deservit de un număr de 3 persoane. De ce spun acest lucru? Am înlăturat o licență supărătoare sau o sintagmă care mulți o folosesc să evite cacofoniile. Ca și. Deci, promovare ca și compartiment. Nu. Se aprobă înființarea, așa, compartiment în subordinea biroului turist și ce mai este acolo, din cadrul aparatului, poziția. Deci, este ca formă, nu, domnule primar, nu vă folosesc la nimic ceea ce spun eu, nu spun povești. Eu respect pentru limba română, atât. Doi, ce să înființăm? Că am înțeles că e înființat atâta timp cât el există în organigramă și în statul de funcție. Deci, el figurează în organigramă, nu avem ce mai completa. Poate mă lămurește cineva. Vă rugăm pe doamna secretară. Adică întrebările până astăzi sunt destul de grele și sperăm totuși să găsim răspuns. Hai, lăsați-mă, doamnă. Acest proiect de hotărâre a venit ca urmare a necesității noastre de a acredita acest centru. Doamnele de la minister solicită pentru acreditare. De la care minister? Dezvoltării regionale. Administrație solicită ca în hotărârea prin care noi am invitat acest centru să fie un articol distinct în care să se spună așa, se aprobă înființarea centrului. Chiar dacă în anexe, organigramul și statul de funcții, el figurează. Centrul figurează cu un număr de posturi, cu... din cauza asta. Vor un articol distinct. Hotărârea noastră de Consiliul Local
cea din 2015, articolul 1 se aproba organigrama anexa 1, articolul 2 se aproba modificarea calității posturilor din funcții contractuale în funcții publice, la articolul 3 se aproba vechea hotărâre privind organigrama și statul de funcții, se împuternicea primarul să ducă la... Și nu, era un articol distinct, în care se menționa că acest centru este înființat... Da, nu trebuie un articol distinct și pentru înființarea biroului de turism și un articol distinct și pentru înființarea. Dacă mergem pe această logică. Dar, da. E înființat centru sau nu? Da, este înființat. Și atunci noi ce mai înființăm acum? Ce mai înființăm? Asta la trebuie. Dacă e înființat, ce mai înființăm? E o logică. Asta este. Domnul consilier Iaru, aveți cuvântul? În documentația vreau să-i nu vreau să-i ce aș vrea să se aprobă înființarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică. Bine, vă este astăzi. Doi. Merg mai departe. Cum s-a ajuns la concluzia că la periferia orașului despre acest centru informatic? Orice turist care intră în orașul de Luna, de acolo nu are cum să nu intre. 2. 3. Care este eficiența acestui centru? Pentru că, uitându-mă pe ordinul 1096 din 2008, acolo prevede niște atribuții. Și eu nu cred că se respectă aceste atribuții. Da? Deci, de pentru care mă țin de la acest proiect. Un cetățean care vine din Bogna, cred că trebuie să caut cu GPS-ul ca să ajungă la centrul informatic. Vedeți? Mai avem mai într-un amănunt ca să... Mai avem un punct ordine, adică care face vorbire de centrul ăsta de informare, despre venia. În completarea celor solicitate de domnul consilier Roșel, în normele metodologice aprobate prin ordinul ministrului dar din 2008, la cerințe, documentate necesare pentru liberarea certificatului de acreditare. Și sunt enumerate mai multe documente pe care noi trebuie să le prezentăm. Una dintre ele este copia hotărârii Consiliului Local de înființare a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică. Noi, dacă prezentăm hotărârea din 2015, în cuprinsul ei nu se regăsește acest articol. Se regăsește doar în anexa 1, care reprezintă organigrama, și în anexa numărul 2, care reprezintă statutul. Nu vă înțeleg, vă înțeleg foarte bine. Întrebarea este, s-a înființat centru ca atare, este înființează, funcționează, fără a fi aprobat de Consiliul Local? Funcționează. A fost aprobat, aveți și un moment ca așa să faceți? Da, foarte greu. Foarte greu. Dar centru a fost... Păi cum a fost? Dacă acum ne cereți să-l înființăm, negru pe alb, se înființează, se aprobă înființarea. Deci, pe ce completează hotărârea? Cum se completează? Domnul. Păi așa spune la punctul 3. Dar nu? Nu frângeți orice logică. Deci a fost o hotărâre de Consiliul Local? Când a fost? În 2015. Și acord, oamenii face niște probleme. Da. Bun. Iar acest proiect vine să completeze acea hotărâre. Bun, și cum o completează? În cu elementele care nu erau prevăzute, elemente cerute de către Ministerul Administrației. Nu asta nu se zizați, era înființat. Păi a fost înființat în baza acelei hotărâri. Atunci cum se spune? Dacă a fost înființat și dacă a fost înființat, din ce mai înființăm de nou? Mai completăm o hotărâre noi. Hai, domnule! Așa scrie domnul. Eu citesc de aici. Problema este alta. Nu avem ce înființa și completat atâta timp cât centrul există. Domnul președinte, dați-mi, vă zic să-mi știu. Domnul președinte, dacă... Ați oprit, nu-i mai răspund la întrebare, domnul. Nu-i mai răspund la întrebare. Ok, o să vorbim, o să avem timp să vorbim cu dumneavoastră. Dați-i răspund, doamna. Dar nu pot răspunde, deci acolo a fost
ocazia, acolo a fost construit acel imobil, acel imobil a primit, exact, tot în cadrul Consiliului Local, acel imobil a primit această destinație. Tot prin o hotărâre de construit local. Domnul primar vrea să vină. Ca să luăm lucrurile un pic, că văd că facem... Domnul Iar, vreau să aveți dreptate în ceea ce spuneți. Încă din 2006, când a fost promovat proiectul cu parcul Măgura, s-a solicitat ca să existe parcul în centru de informare turistică. Asta prevedea și astea erau obligațiile pentru a obține cei 4,6 milioane de euro care au putut investiția acolo. Și s-a prevăzut acel centru de informare turistică, cum s-a prevăzut toate construcțiile care sunt acolo, toate utilitățile și tot ce este. În 2010 a fost un proiect prin care se făcea dotarea acestui centru prin bani europeni. Dotarea a fost în jur de 2 miliarde ceva și s-a dotat centrul. Deci el a fost înființat prin autorizația de construire atunci, s-a dotat centrul. Ca obligație la acești bani a fost ca să angajăm cele 3 persoane și să avem organigramă și să avem tot fiscal de mărășeșel. S-a rezolvat și această problemă. Mai se solicită, pentru că avem controlul 5 ani de zile asupra acestui centru, se solicită la acreditați acest centru. La acreditare s-a constatat că acolo un funcționar care vede fiturile. Documentul 1, documentul 2, documentul 3. Trebuie să existe, să completăm hotărârea, hotărârea care a dat-o în 2015, să o completăm cu un articol separat, deși nu se putea dacă el nu era înființat, să promovați proiect din 2010, când asta știți că nu se dat aici. Și domnul Antoi era aici. Deci o chestiune de formă, care o cere acest ordin. Noi ce facem acum? Dacă nu dăm documentația, s-ar putea să respingă acreditarea și noi să spunem, uite, nu v-ați acreditat, dați înapoi banii care i-ați primit. Asta e toată povestea. Nu vrea nimeni să înființăm, să reînființăm. În ceea ce spuneți noastră că dacă acolo trebuia centru sau nu, este tardiv acum. Am spus că noi încercăm să facem un centru și în viața orașului, unde avem promovat un proiect să putem face un centru de informare. Dar așa a fost gândit la vremea. Eu acum ce să fac? Să spun la data când fostul Consiliu Local a aprobat o investiție de dotare a centrului. Centru exista. Este o chichiță care a găsit-o cel de la Minister și a gândit, eu vreau hotărârea să o completați cu articolul că se înființează. Asta e toată problema și nu cred că trebuie să o facem ca să nu ne împotmolim acum cu partea finală, adică cu acreditarea acestui centru. În acea oră completăm hotărârea de Consiliu de atunci, pentru că cineva cere articol separat cu înființare. Asta este problema. Mulțumesc, domnul primar. Și vorba de bani bune și domnul primar. Da. Eu vreau să știu dacă are eficiență acest centru. Și dacă nu are eficiență, înseamnă că... Despre ce vorbim aici? Despre eficiența acestui centru care este introdus în sistemul național. Asta a fost acolo, când a fost ultima la centru. Vedeți un pic să vedeți ce e acolo la centru și să vedeți. Ce echipamente sunt acolo, ce se face în acel centru. Asta a și scris aici, domnul primar. Da. În expunerea de mulțumim. În samul raport. Da. 5 calculatoare. Da. Și ce mai departe? Bun. Și eu ce să fac acum? Dacă în 2010 asta a fost gândirea să-l dotăm cu aceste, ce să fac? Să spun acum că știți, Consiliul de atunci n-a gândit bine sau ce s-a întâmplat? Dacă ați fi patron, ați face căldură de timpul iernii acolo? Au un exemplu. Nu, numai să dure, nu mai vorbesc. Sunt patron acum și nu pot să vă spun dacă am face sau nu. Dar este sau nu este eficient. Da. Primirea asta că sunt bani publici și nu știu dacă chiar putem înființa și a fost... Dom'le, dar nu se poate. Proiectul înțelege nu putea fi fără centru. Că trebuie și în oraș de acord, dar acolo sunt întrebați fetele care lucrează acolo. Se discută mediul ăla, să facem promovare în oraș, în țară, peste tot. El este într-un sistem național, aduc, e sistemul ăla cu Frunzulița, nu discutat. Eu ce să spun acum? Dom'le, de ce a spus Frunzulița? Că a fost contestat. Așa, în atribuții, domn primar. Informare generală asupra ofertei turistice, propune pune la dispoziția turiștilor materiale de promovare locală, informare privind oferta locală de cazare, informare privind la consultăți de rezervare a venitului de transport. Sunt multe. Domnul, toate sunt. Ok. Păi, dar să vă spun eu că sunt adus și la trebuie de turism. Acum au fost vreme de au reprezentat cu cinste orașul și Salina. Toate sunt în atribuțiile lor. Ajungem la material și vorbim mai pe drept de așa. Eu încercați să vă lămurez. Domnul Consiliu, discutăm despre un fapt împlinit,
public la momentul respectiv sau au fi cu adevărat un articol care ar putut clarifica mai bine care e destinația înființării acestui centru. Eu sunt comisionul și mi se pare bine că poate fi completată fără niciun fel de problemă, sunt acte normative mult mai importante prin un nivel mai ridicat care se completează cu alte acte normative, cu ordonanțe de urgență și așa mai departe. Și atâta vreme când e vorba de o acreditare pentru bunul mers a unui obiectiv care e realizat, nu văd niciun fel de impediment. Și nu afectează niciunui fel potrivirea care a fost dată anterior. A fost pur și simplu o misiune. Asta trebuie să-i dau de gândit pentru viitor, să fim un pic mai complex în ceea ce privește elaborarea potrivirii, dar cuprinde toate datele care sunt necesare. Sunt de acord. Mulțumesc, domnule consilier. Mulțumesc, are cuvântul domnul consilier. Cu două, trei aspecte vreau să semnalez. Unul, nu putem să calculăm eficiența acestui centru de informare turistică. Două, unde am fost în lume, toate stațiunile, toate centrele istorice, toți orașele, tot ce vreți dumneavoastră, au un centru de informare și promovare turistică. Și din centrul orașului, mai la periferie, mai la intrare, mai poate, se poate discuta despre chestiunea asta. Dar nu putem să punem în discuție acum că îl facem sau nu îl facem. Dacă vrem să ne respectăm ca stațiune, doamne climatică de interes național, măcar să tindem spre o astfel de titulatură, avem datoria obligatorie ca să avem și un astfel de centru turistic, care dă Mănești și nu avem noi. Adică ar fi până la urmă. Și calculul de eficiență n-ai cum să faci. Așa cum nu poți să faci calculul eficienței toaletei, de exemplu, de la baza turistică de Salin. Astea funcționează într-un conglomerat, funcționează unele cu altele. N-ai cum să le iei individual. În ceea ce privește autorizarea, vicii de procedură tot timpul au fost. Tot timpul au fost în conținutul documentelor posibilități de interpretare, de modificare, de cerințe. De... Ați văzut, s-au schimbat și permisele, s-au schimbat și cărțile de identitate, etc., etc. Ce reclam până la o chestiune de formă până la urmă? Nu e o chestiune de formă. Mulțumim, domnule consilier, dar nu sunt puncte de vedere. Dar aș vrea pe punctul respectiv să nu dăm diverse, au fost un pic spre diverse acestea. Aveți cuvântul lor. Deci, cuvânt. Nu e o chestiune de formă, e o chestiune de fond. Deci, Consiliul Local este pus în situația să aprobe o chestie ilegală sub aspectul ăsta, adică să înființeze un lucru care funcționează, care funcționează, care are oameni angajați. Și atunci, nu e vorba de omisiune, este vorba de o încălcare a legii. Eu îmi fac, cum să spun, îmi expun buna credință și vă spun că adoptați un act ilegal. Mulțumim pentru punctele dumneavoastră de vedere. Ai avea cineva de vedere? Supun spre aprobarea dumneavoastră proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local Târgoviște, numărul 68 din 30.09.2015, aprobarea organigramei a statului de funcții și a ratei de specialitate al primarului, al activităților autofinanțate și serviciilor publice subordonate Consiliului Local cu orașului Târgoviște. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? O mențiune a 4 voturi împotrivă. Cu votul majorității, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Național de Informare Turistică Oraș Târgoviște, inițiator primarul Oraș Târgoviște. Avizul comisiilor. Comisia juridică, 3 voturi pentru, 3 împotrivă, avizul comună. Alte comisii, dacă au avut în atenție. Rugăm lor de cuvânt. Cine dorește? Domnul consilier Roșes. Poate mă lămurește și pe mine cineva. Asupra unei chestiuni. Potențial turistic atropic. Ce este acest lucru? Domnul
Vreți să răspundă? Domnul primar, vă poate răspunde. Dar, domnule, vreau să dați lecții și de gramatică, deci de nu, am mentalitate, domnule primar. Am respectul cu dumneavoastră. Este jenat pentru... Nu este jenat, să știți, limba română e jenat. Nu, nu, la tropic știe toată lumea ce este. Deci, domnilor... Explicați. Există un plan național de administrare a teritoriului care stabilește localitățile care au potențial turistic natural și antropic. Ca să înțeleagă și domnul Roșeț, nu, nu, seama, tot, eu știu sigur că toți consilieri și îmi cer scuze că trebuie să vă explic, toate construcțiile care sunt făcute de mâna omului. Deci ce-a făcut natura, ce-a făcut mâna omului. Spre exemplu, eu sunt în Comisia Națională de Aprobare a Potențialului și a fost discuții, ca să dau un exemplu, la Siriu. De exemplu, Siriu a venit și a spus, domnule, vreau să iau potențial turistic. Și discuția a fost dacă barajul de la Siriu este într-adevăr un potențial turistic antropic. Și asta este, cum de exemplu Salina, are sanatoriu care este potențial turistic antropic, adică este construit de mineri, chiar dacă scopul principal n-a fost sanatoriu, ce a fost exploatarea sanitară. Alte întrebări, consilier, Roșeț? Păi, numai răspund, dar cu precădirea potențialului turistic antropic. Asta l-am spus. În chiar consta în ce potențial. Care au devenit pe parcursul timpului de interes turistic, nu? Eu așa aș înțeleg. Cu construcții foarte vechi. Antropic înseamnă fără tropic. Fără ce? Dacă aveți alte puncte de vedere și alte întrebări, domnilor, consilier, domnul consilier Iaro. Să-l ascultăm și pe domnul consilier Iaro. Nu eu să rezolvăm odată pentru totdeauna strada aia despre care zeci și zeci de oameni comentează. Nu știu când vine un primar. Băi, suntem la puncte de ordine. Da? Proiectul 4 și o să avem și alte. Este proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea Centrului Național de Aprobare Turistic Oraș Târgoviște. Mai sunt alte întrebări la acest punct de pe ordinea de zi? Supun spre aprobarea dumneavoastră acest proiect. Cine este pentru? Se abține cineva? Se abține domnul consilier Măciucă și domnul consilier Roșeț. Cine este împotrivă? Cu două abțineri, proiectul a fost votat de majoritate. Cu votul majoritate. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Avizul comisiilor. Avizul Comisiei Economice este favorabil în momentul în care deja trebuie să fac niște precizări vis-a-vis de situația care ne-a dat în cadrul Comisiei. Între timp, s-a contractat, s-a strâns și ne-a venit și de la Bacău ultima informare cu sumele alocate și defalcate pentru orașul Târgovna din baza ordonanței de urgență a Guvernului 1986-2016. Ieri, de fapt, aseară a fost publicat de monitor oficial și astăzi au venit sumele defalcate. Noi când am discutat în cadrul comisiei, știți foarte bine că nu aveam sume. Între timp, doamna Michiseanu a primit și hârtia aceasta și a venit și cu situația rectificată, adică a trecut în cadrul bugetului local, și sumele care ne-au fost repartizate de la guvern. Deci, ultima proaspătă de caldă, rectificarea de buget este aici. Ea va trebui să ne dăm avizul. Dacă aveți nelăbuire, o să dau citire vis-a-vis de sume, dar este și comisia voastră la cunoștință și dumneavoastră, deci face parte, este excedentară, practic. Cine dorește informații suplimentare, ne poate... S-a prezentat în materiale pe care le-ați privit cu toții. Deci, poate de materiale care nu sunt... Vă rog! Pentru că suntem în... Prin și deci analizăm un proiect care nu a venit la noi. Trebuie să recunoaște. Eu l-am găsit astăzi în Babă, aici citit. Ai făcut o scurtă informație, o prezentare, ca să știm ce vor fi. Vorbim pe domnul președinte al Poliției Economice. Și începuți cu prezentarea. Cred că este bine o prezentare, ca și... Faceți o scurtă informație. Noi, practic, am avea la dispoziție acum două variante. Ar fi o variantă, să spunem, domnule, pentru faptul că ne-au venit acum
amânăm de luarea discuții și dezbatere. Asta ar presupune ca săptămâna viitoare, ca profesorul să-și fie, poate de ridica banii și să li se dea salariile, ar presupune să ne mai întâlnim încă o dată să aprobăm... Eu vă propun să-l prezentați și vom decide după aceea. Eu zic că luăm în discuție acum și votăm în consecință de cauză. Deci, rectificarea de buget în conformitate cu prevederile ordonanței 86/2016, sumele defalcate din taxa de valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, total din cale 596.000 lei, adică 596 de milioane de lei. Finanțarea de bază a studenților de învățământ preuniversitar de stat, din care salarii, sporuri și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora în învățământul preuniversitar de stat, 405.000 lei. Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, 197.000 de lei. Plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, potrivit prevederilor legii 248/2015, este cu minus 6.000 de lei. Influențele din taxa de valoare adăugată afectează bugetul de venituri și cheltuielile instituției dumneavoastră în trimestrul 4/2016. Deci face și precizarea pentru care sunt aceste sume. Deci aceste sume se regăsesc în bugetul de venituri și cheltuielile al orașului Târgu Ocna, care este propus pentru rectificare acum în acest punct al ordinii de zi. Deci acestea se regăsesc, aceste sume, la capitolul venituri și se regăsesc și la capitolul de cheltuieli cu destinația prevăzută. Mulțumim, domnule consilier. Dacă domnul Iarnu, domnul consilier Iarnu. Eu nu am găsit acest material. Acum a venit. Asta este singurul material pe care nu am putut trimite. Un scurt istoric. Deci nimeni nu l-a primit, nu? Rectificarea de buget s-a făcut zilele trecute. Nu puteau să intre în vigoare fără publicarea monitorului oficial. Publicarea monitorului oficial s-a făcut ieri. Tu nu vă spuneați acum. Deci ăsta s-a făcut autorizat să ne explici. Cum e doamna? Tocmai că gând să ai de profesie. Doamna Dinchiseanu, doamna Dinchiseanu a făcut prezentarea președintelui de comisie. Vă deranjează președintele? Nu, dar n-am înțeles. Nu, a prezentat-o chiar președintele, pentru că la comisie n-am avut o discuție. Acum, acum 5 minute a venit. Cine a fost mai atent, am văzut că doamna Dinchiseanu mi-a adus. Dacă vă deranjează și n-am credibilitate, vă dă în țară mă rog. Asta se scoate, doamna, fiind de profesie, mă, ce puțin pe mine, mă rog. E vorba de niște bani care s-au luat cu profesorul. Deci eu nu am credibilitate, sau n-ați înțeles ce vă vreau. Dacă care trebuie să spune, ce e bun și ce nu e bun în acest... Pentru că poate doamna le urecă, poate îți dă să aveți încredere mai bun. E colega ta de parte. Dacă mai sunt colegi care au nelămurit, aveți întrebări? Nu? Eu. Vă rog, domnul consilier. Deci, la această rectificare bugetară, persoanele care utilizează și primesc indemnizații. Da, exact. E bine. Deci, adică 4.197.000. Deci această rectificare, bine. Și iată că aici puteți să vedem foarte clar povestea care s-a făcut și materialele care s-au discutat în mediul online, că primăria nu a avut să acorde salarii pentru persoane cu dizabilități sau indemnizații. Am cheltuit bani în alte direcții, că nu vrem să-i dăm, iată că nu este și fals și aici abia acum se vede că de fapt finanțele abia acum au rectificat bugetul general și au știut de la bun început că Târgu Ocna nu are alocat sumele pentru întregul an și se știa că în fiecare an are loc o rectificare. Ea a venit acum foarte târziu. Acum am rectificat-o și imediat pe data de 11 se vor aduce. Nu este standard la Târgu Ocna, vreau să vă informați că sunt și alte unități administrative în aceeași situație. Și aici este adresatul Guvernului României. Deci adresa nu este... Dacă mai aveți alte întrebări... Da, nu este explicat de trecut, sigur. Dar eu întreagă polemică pe chestia asta, că instituția primăriei direcționează sume de alte părți și nu vrem să dăm la persoanele cu dizabilități care, într-adevăr, eu chiar am nevoie de acest sistem. Eu urmăși că număr de registrare 2019-2016 cu anam și a Guvernului României. Deci,
E mai mult decât intervenția. Domnule președinte, dar cine ne obligă pe noi să aprobăm o rectificare bugetară de care n-a luat cunoștință niciunul dintre membrii deliberativi? Păi am fost prezentată de către președintele comisiei. Da. Hotărârea de guvern a fost aprobată săptămâna trecută și nu validată la ANACU până la apariția oficială. Ba după omisiunea nu știu care, ba de ce a cerut ministerul, dar noi mai respectăm niște prevedere ale legii 2015. Deci hotărârea de guvern a fost luată în săptămâna trecută și am așteptat în fiecare zi să sosească apariția monitorului oficial, BACU să preia și să ne repartizeze sumele. Normal și corect era ca noi să nu venim acum în ședința de Consiliu cu acest material. Dar neîncălarea lui în ordinea de zi nu ducea decât întârziere la plata și a asistenților personal și, vedeți, suma cea mai mare, 4 miliarde 5 mii, pentru salariul de învățământ. Și asta presupunea ca după ședința asta să facem din acum apărut, să înregistrăm și să facem o ședință extraordinară în prima zi în care se putea... Și unde suntem noi ca să nu venim în ședință extraordinară? A, nicio problemă. Noi ne-am făcut datoria să nu întârziem noi. Dar dumneavoastră considerați... Am vedere că au fost prezentate modificările și ele sunt bune, binevenite. Eu am să supun spre aprobarea dumneavoastră acest proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Un pic, dar vreau să fac o mulțumesc. Doar un moment. Să vă spun. Că n-am încălcat legea 215. Ordinea de zi a fost publicată în termen cu rectificare de buget. Da? Până nu a apărut în monitor oficial, n-am putut evita doar cifrele. Și o să vedeți că se mai întâmplă. Am ultimul proiect de la ordinea de zi, că nu vreau să mai intervin atunci, l-am modificat de 5 ori, în 5 zile. Pentru că proiectantul de la Cluj se fac calcule și revin cu altfel de tot felul de cifre. Dacă ascultăm ce spune domnul Roșeț, asta înseamnă ca să nu dăm săptămâna viitoare banii nici la persoanele cu dizabilități, să nu dăm nici la profesori. Și atunci noi, ca și Consiliul Local, ca reprezentant al cetățenilor, trebuie să înțelegem acest lucru. Cifrele sunt, nu se duc în altă parte, destinația este clară și haideți să dăm drumul la această hotărâre și să dăm un ajutor profesorilor și persoanelor cu dizabilități pe care și domnul Măciucă le plânge, dar când vin bani acum, spunem că nu e recunosc. Deci vă rog tare. Domnule președinte de ședință, vă rog. Nu trebuie ascultat glasul lui Roșeț. Trebuie ascultat... Ședința nu este obligată, deci Consiliul Local nu este obligat să aprobe așa cum a fost inițiat de către inițiator. Noi putem să modificăm. Și exact asta v-am solicitat să aprobați și să modificați. Pe față de ceea ce s-a prezentat în materialele care le-ați avut la dispoziție, s-a completat și s-a modificat cu aceste sume și aceste cifre. Vă rog să luați ardeile și să votați în consecință. Amână sau votăm așa cum este. Nu e absolut nimic ilegal. Când s-a pus pe site acest material pregătit? Da, avea la pregătit. Domnul Sășeva, vă rog să evitați discuțiile. Noi acum dezbatem, practic, în cadrul acestui punct anumite modificări. Care le-a propus? Domnul le-a propus. Dacă mai aveți alte lucruri, atunci supun la vot. Nu e absolut nimic ilegal, asta vreau să se întâlnesc. Supun la vot. Votului dumneavoastră, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local cu completările venite de către și prezentate de către comisia și avizul favorabil al comisiilor. Cine este pentru? Se abține cineva? Nu se abține nimeni. Cine este împotrivă? Deci un vot împotrivă cu votul majorității. Proiectul de hotărâre a fost votat de către Consiliul Local. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea panelului climaterică Târgu Ovna. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia pentru panelul favorabil. Alte comisii? Comisia economică de favorabil. Comisia juridică a fost favorabilă, dar aici vreau să fac o precizare. Vă rog, domnul președinte. Ținând cont de importanța acestui proiect, sunt chestiuni foarte ample care trebuie să fie un pic lămurite.
Aș vrea să fac o scurtă informare, inițiator, în ideea de a conștientiza mai bine ce este vrea să facă. Domnul primar, inițiatorul proiectului, vă rugăm dacă... La materialul... Vă prezint serviciul urbanism. Am întrebat potrivit legii dumneavoastră, aveți inițiativă la proiectul de hotărâre? Ați cerut inițiator? Păi, inițiatorul este domnul primar. Dacă tot parteneriatul urbanistic a fost delegat... M-ați lămurit, domnule președinte. Mulțumesc! N-am nimic cu doamna. Deci inițiatorul proiectului este inițiatorul proiectului este domnul primar. Dar așa tot să cer serviciul urbanist să vină cu completări la acest punct de problemă. I-am aprobat eu. Păi, da, ca așa pot veni și alte completări și la alte. Am făcut raportul despre motiv, așa că vă rog. Sigur că da. Domnișoara Roxana, cu program. Cu atât am prezentat și la vot. Dacă nu, vă spun pe scurt ceea ce facem în proiect și ceea ce am solicitat noi prin raportul de specialitate să aprobați ca și consiliul local. Prin proiectul ăsta modernizăm o lungime de 8,500 km de drumuri. Îmi cer scuze, fac o completare pentru că am văzut un pic privirea. S-a transmis un material. Da. Pe ultima 100 de metri, pentru că proiectantul lucrează încă la el, pentru că trebuie să o depunem astăzi, mâine. Da? S-au făcut mici modificări, ca să spunem așa. Da? Aveți în lungimea propriului proiectului. Lungimea străzilor propuse pentru amenajare este de 8,500 km, îmi cer scuze. Prin care Sunt în acuapă rece, 290 de metri.
Făcut din dimensiunea 100 de metri, spitalul e 140 de metri. Sunt diferite, dar omul ce strad, corp de fier, că e mai mult aici. Structură rutieră propusă, frezarea asfaltului, existent 4 cm, 6 cm strat de legătură, 4 cm strat din uzură, structură rutieră propusă. Realizare casetă compusă din geotip, 30 cm în fundații, 15 cm piatră spartă, 6 cm strat de legătură, 4 cm de uzură. Fiecare stradă, funcție de specific cu ei și de asta, și aici putem lua oricare, vezi. Ele sunt prezentate în anexa cu specificul ei. De la anexa numărul 2, punctul A, infrastructură rutieră de interes turistic. Și aici sunt străzile. Pe următorul... Anexa la ce? La acest proiect. La proiectul de hotărâre. La proiectul de hotărâre s-a făcut astăzi, asta am spus că a venit materialul cu o completare. O putem primi din mail? Desigur. Puteți să primiți un cuvânt de fezabilitate la săptămâna viitoare pe mail. Da. Sigur că se pune întrebarea și asta ce doriți dumneavoastră să știți, pe ce criterii a luat podei și fântâna cu apă rece, care sunt chiar extreme, de-aia vreau să explic, și nu a luat străzile referențiori, de exemplu, este Deceba, de exemplu, sau alte străzi, sau Cătină. De ce? Pentru că noi mergem pe măsura 7.1, care spune așa, în stațiunile turistice se pot amenaja străzile care merg spre obiective. Toate străzile de aici, Constantin Mușar, Maior Roșiță, Prohodezor, merg spre Salina. Și a mers. Sigur că am vrut să pun Vâlcele. Și asta nu se poate. Vâlcele pentru că e închis drumul. Am vrut să... Tiseștiu putem să-l punem. De ce Tiseștiu pot deși apărece? Pentru că avem și istoriologic de la Chichilău și am reușit să spunem, da, doamne, de aici e singurul acces acolo. Și noi ne propunem acum. Noi sperăm să treacă din toate comisiile care vor verifica. Pentru că eu în noaptea asta plec la Iași, până dimineața semnăm documentația, dimineața pleacă la București și tot așa. Și de ce vă spun că lucrăm cu mare viteză și apar modificări? Pentru că este termen de depunere data de două, chiar dacă la noi se lucrează, dar proiectele sunt primite, că numai noi avem zile libere, alții nu au, și încercăm să propunem acest proiect și nu trebuie să ne abatem din solicitările ghidului de finanțare. Sigur, se pune întrebarea, mai așa numai rodome, dar Salina când termin drumul ăsta? Și dau explicații pentru că să nu mai dau la diverse domenii. Drumul Salinei a fost felicitație de două ori. S-au făcut observații. La ultima întâlnire care a fost acum a participat personal domnului Ilie. Și dacă tot modificăm ceva la el, extindem în zona unde este îngustat, de la pod mai sus, și o să facem o extindere de 1,5 metri. Dar s-a întâmplat să până trecut, domnul primar. Dar s-a întâmplat. Și drumul ăla e de veșnat. Proiectul de finanțare de ceva din 3 ani. Poate că să urgentez treaba cu el. Poate. Deci proiectul are 6 ani. Și când a fost chiar pe nemișto. Nu, dar nu sunt domnul consilier. Eu am pretenții la voastră că ține și eu am pretenții la voastră. De acord. Deci am făcut și am permis. Dacă tot s-a venit în raport, deci nu am făcut eu proiectul. Proiectul a fost făcut, a fost dezbătut, a fost aprobat și acum am spus că dacă tot se intră și se face această modificare, hai să înlărgim și bucățica acolo. Asta nu înseamnă că va dura foarte mult, pentru că modificările nu sunt... Dar am cerut ca să fie și de la Salina, ca să facem un lucru bun, dacă tot au fost observații. Că s-au mai găsit câteva modificări. Aceste modificări nu le-au știut nici proiectantul și nici noi, până când nu am lansat oferta PISA și atunci au venit constructorii și au început să pună probleme. Și aceste toate sezări care au făcut constructorii, asta este mai bine să corectăm tot acum decât să ne trezim atunci după ce facem licitația ca să modificăm. Facem precizarea că acest proiect pe care l-am derulat și a fost reîntors încă o dată, a fost monitorizat direct de către o echipă de la agenția care monitorizează achizițiile publice. Deci au dat ordonanța s-a schimbat în ceea ce privește achizițiile publice și suntem printre primii care au derulat astfel de investiții, astfel de procedură. Și toate procedurile care se derulează acum, din partea ANRMAP-ului, au desemnat câte o persoană din conducerea lor care monitorizează pas cu pas.
Fiecare etapă. Genant, domnul. Nu-i genant. Nu este genant. O mare parte din cetățe spun că este drumul Saline. Da, asta înseamnă că executivului, ca să se scape de anumite explicații, vă vreau să luați că vreau să luați la viața lor. Dar nu e adevărat. Social administrația n-a spus treaba asta. Nu. Niciodată nu a spus. Și vreau că instituțiile guvernamentale au înțeles că schimbarea legislației cu privire la achiziții este foarte dificilă. Când se va trece, domnul? Cum? 4 milioane, așa scrie. 4 milioane, total proiect? Da. În 2019-2020. Domnule, haideți ca să înțelegem care-i versul să-ți ați lucrat într-o instituție care știți ce înseamnă un proiect. Deci noi avem acum punem proiectul, da? A început bugetul 2014. Eu am finalizat proiectul care a fost pus de doamna Ivanov. Doamna Ivanov a finalizat proiectul care l-am pus eu în 2006, ce-i fac. Deci sunt niște etape. Dar dacă nu pornim, nu facem nimic. Sigur că drumul de la Salina, nu că trebuie să fim nemulțumiți, foarte nemulțumiți, pentru că a început. Primul proiect a fost acela. Al doilea proiect a fost cel cu Vișoara, cu Găleanu. Și uitați noastră că aici mergem mai repede, pentru că licitația a durat puțin și am reușit să, chiar dacă s-au contestat fiind licitația... Era a treia. Deci gândiți-vă cum se lucrează în țară și trebuie să ne supărăm. Deci primul a fost Salina. Al doilea a fost Vasile Alexandrei cu... Cu Ștefan Constantinescu, mă uitam la Rucrozavu, că nu-și mai poate duce acasă, că îl jură lumea acolo. Și al treilea a fost cel cu Vișoara. Terminăm al treilea aproape și nu putem face statul care a fost primul și al doilea. Și sigur că sunt niște anomalii pe care cetățeanul nu le înțelege de rău. Spre asta e că vorbim de asta. Pe de asta spui când, cum poți dumneata să-i explici unui om că l-ai propus podeiul și fântâna cu apă rece și nu-i gata Salina. Dar asta trebuie să-i înțelegeți. Cum ați propus Daniela Gaurea, care este la locuiesc, și n-a scutat Salina? Pentru că era deja într-un alt proiect. Pentru că noi propusesem înainte, domnule. Deci Salina a fost un an înainte propus. Ascultați-mă că bine că ați venit. Daniela Gaurea se va face la primăvară, pentru că el este licitat. Și acum, după ce se termină, s-a terminat Vișoara, începe Căptan Bușilă. Astăzi am avut o discuție și am spus, uitați, iarăși o decizie greu de luat. Să lăsăm unde au terminat acum, să nu continuăm spre piață autogar. Pentru că dacă răscolesc tot betonul ăla, și am scăpat cu dirigintele și am terminat, trebuie să scoatem betonul, să vedem ce-i sub beton, pentru că zona aia a fost toată beciuri și sigur nu s-a tasat. Ăla e făcut în 94. Faptul că tot betonul s-a fisurat înseamnă că dedesubt nu-i făcut infrastructura cum trebuie. Și atunci trebuie să facem lucruri cum. Asta s-a dus pe Vișoara. Au venit, au sondat, au făcut, iar au compactat. Deci suntem prea sărași să mai facem lucruri. Și atunci rămâne în primăvară Daniela Caurea și Tăbăcare. Tăbăcare va veni până la Avramiancu, se oprește acolo și o să spună lumea, domnule, dar sunt nebune la primărie. Dar nu, de ce nu faceți din față de la Avramiancu și faceți Tăbăcare? Deci sunt mulți factori care determină. De la Fileu, ce ați făcut, ați petuit Victoriei cu piatră publică, dar probabil v-ați gândit dumneavoastră că e de când, din perioada interbelică, și alături Saneleul, care n-a nicio legătură. Exemplu, aș spune la o biserică, monument, termopană. Haideți că acolo a fost proiectant, arhitect, proiectul, dacă vreți, acum am discutat, proiectul a fost făcut 2008-2012, ce se face astea? Da, eu vă ridic așa, de observat, de pe margine, ușor de vorbit. Dar vă sunteți aici, desigur, da, de acord, dar să știți că proiectanții și arhitecții își pun, numai noi, dar și dacă ați ridicat-o acum, dar puneți problema acum la ce ridică. Și vă mai spun un lucru. Să vorbim mai mare marmură. Dar și dacă punea marmură era rău, da, așa e posibil. Acum, cu aceste proiecte, sigur se pune întrebarea ce facem cu celelalte străzi. Și e bine să știți, se lucrează acum și am propus toate celelalte străzi care n-au intrat pe 7-1 și asta e important să știți. Încercăm să atacăm, ce zicem noi, PDL 3, un alt pe Programul Național de Dezvoltare Locală, să prindem celelalte străzi, pentru că, uitați, o anomalie. Terminăm Vișoara, terminăm Găleanu și cărămidării care toată 200 de metri rămâne neasfaltat. Și atunci va trebui, din surse proprii, să facem cărămidării, pentru că nu e regulă ce e acolo. Deci încercăm să facem cum se poate mai bine, să sunt mulți factori care influențează și vedeți că nu în ordinea în care aprobăm, trebuie să-și realizează acest obiect. Mulțumim, domnule primar, mulțumim, domnule consilier. Tot s-a spasează.
pe partea domnului Ion. Poate ei face vizitare pe partea Daniela Paurea la salină cu pe sus pentru vizita domnului. Până să așteptăm până în 2020. Domnilor, domnule președinte și ședinte, aș ruga pe domnul inițiator al proiectului de hotărâre să ne spună cine a întocmit, ce societate a întocmit devizul acesta general, proiectul acesta, și cât a costat. E pe site, nu știu pe site. Și cât vă să poate... Nu, dar ați publicat dumneavoastră pe site. Ce facem? Facem aici... Da, da, nu știu, domnul, eu nu știu, că nu mă ocup eu de aici. Ori că nu știți, ori dacă știți, spuneți, nu știu, nu știu, chiar nu știu, dar nu refuzați dialogul cu sala. Nu cu sala, v-ați reprezentat sala, v-ați reprezentat cu voi. Păi sunteți fizică. Nu și astăzi, voi chiar nu. Nu, nu, ați serios vorbesc. Dacă puteți să ne spuneți. Nu pot să vă spun, nu mă ocup eu de achiziție, am serviciul în cadrul primăriei. Păi, și vedeți că sunt puse pe site. Și valoare, și cine face lucrarea. Nu, cine face. Cât a costat devizul în sine, executarea acestui deviz, în mod făcut de o societate rustic, Sencer, Rutier, Consult, SRL. Știu că sunt invitat în această seară la sediul lor de la Iași, ca să semnez documentația. Păi, poate îi spune și după aceea. Da. Alte puncte de lucrăm. Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică Târgu Ocru. Cine este pentru? Se abține cineva? Domnul consilier Roșeț, se abține. Cine este împotrivă? Nimeni. În majoritate de vot, proiectul a fost aprobat de către noastră. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului principal de activitate și aprobarea actului constitutiv actualizat al SECE Compania de Utilități Publice Târgu Ocru S.A. Comisia de Economie, Comisia Economică de Întrebări. Ce mai dorește? Dincolo de ceea ce s-a spus în expunerea de motive, poate ne mai explică domnul primar de ce este necesară schimbarea obiectului de activitate principal. Am explicat tot ce trebuie explicat în materialele pe care le-am prezentat, nu am nimic suplimentar să spun. Vă mulțumesc pentru răspuns. Da. Dar cu singură bucură să se că ce a adevărat obiectul acestei ședințe, pentru că în adunarea generală a acționarilor urmează după aceea reștiință extraordinară să aprobăm modificarea obiectului de activitate. Dar poate și obiectul unui proiect de hotărâre a Consiliului, facem așa și tu de două. Poate domnul director de la companie, este spune de ce este necesar. Registrul Comerțului, că vedem să registrăm hotărârile, este necesară hotărârea ANCA și hotărârea de Consiliul Local, ambele să aibă aceeași dată. Deci sunt ambele necesare. Și ce mai ce? Registrul Comerțului. Registrul Comerțului. Registrul Comerțului. Registrul Comerțului. Suntem închiși într-o capsulă. Nu am vizitere. 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 Dacă mai aveți și alte întrebări, domnul consilier Măciucă, Sandel. Da. Vă citesc din informarea pe care am primit-o, zice așa. Proiect de hotărâre privind schimbarea formei juridice. Da, schimbarea formei juridice. Domnul consilier, la începutul ședinței am citit ordinea de zi așa cum a fost anunțată și am venit cu citirea a două punctele de ordinea zi cu actualizările. Punctul 6 și 7 de ordinea de zi. Da, da, da. Și la punctul acest, numărul 7,
Vă mai citesc o dată. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului principal de activitate și aprobarea actului constitutiv actualizat al SC Compania de Utilități Publice Târgovna S.A. Deci am citit și în varianta în care ați fost informați. Am citit-o și în varianta propusă și dumneavoastră ați fost de acord cu varianta actualizată, să zicem. Da. Da. Dacă aveți alte întrebări, vă mă citesc. Nu am atunci. Mulțumesc. Nu sunt de acord cu privarea regulării. E dreptul dumneavoastră să votați după cum considerați. Domnul consilier Giurea. În actul constructiv care a fost prezentat de către Rupt, l-am citit vreo două, trei ori. Acolo nu știe de activitate de ecranisaj. Nu vorbeam tot pe domnul director de la companie. Alte activități. Când am fost inițial la autorizația DSV, a fost inclus în alte activități. Acum am implementat cu totul pe aici 7500, care este activități de ecranisaj. Și în actul modificat. Inițial, la autorizarea DSV, noi nu eram deținători, dar am și atunci nu era necesar. Dar acum ar fi deținători, pentru că sunt deținători anului și este nevoie de totul care și avem deținători. Și nu avem lucru dus. Mă gândeam că era mai explicit acolo. Iată, cum să le zice cineva de aici? Pentru că o să chestionăm și o anulă. Am completat. Cine dorește să aveți întrebări? Mulțumesc. Da? Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind modificarea obiectului principal de activitate și aprobarea actului constitutiv actualizat al SC Compania de Utilități Publice Târgovna S.A. Cine este pentru? Se abține cineva? Domnul consilier Conciucă, domnul consilier Roșez, se abține. Cine este împotrivă? Nimeni. Cu votul majorității, acest proiect de hotărâre a fost votat de către Consiliul Local. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Raport general privind starea și calitatea învățământului din orașul Târgu Ocna. Cred că doamna consilieră Tatiana face o prezentare, program. În calitate de reprezentant al învățământului din Târgu Local, propoziție care am acest raport, am luat la cunoștință faptul că acest raport nu se poate întâlni imediat cu echipa mea școlară, pentru că mai există anumite situații de personal, de elevi, copii pentru care abia săptămâna trecută am centralizat că am primit de la reprezentanții Ministerului de Învățământ informațiile necesare și menționez faptul că acest raport este documentat pe baza acestor informații pe care le-am primit de la directorii școlilor. Dar cum știți, în fiecare an școlar, noi, ca comunitate locală, suntem responsabili pentru situația fiecărei școli, în special la nivel de proprietarii ai instituțiilor ca și locație. Mă reamintesc faptul că în fiecare an am făcut rețeaua școlară și că în Târgu Ocna avem un învățământ universitar de stat și particular. Unele comitete de învățământ au personalitate juridică, celelalte altele structuri anumite și avem și învățământ particular și reprezentate de reștiința Ana Maia Dornic, dar și în cluba copiilor, care este plătână personalitate juridică aflată în subordinea Palatului Copiilor Vatului, dar și Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare ca învățământ de stat oficial, nivel 3, avansat din categoria învățământ militar, precizarea cu finanțarea și cifra de scolarizare sunt asigurată de Ministerul de Justiție. Pe ansamblu, în orașul Târgu Ocna sunt școlarizați numeric 2604 elevi. Am constatat că fața de anul anterior avem o scădere de 45 pe ansamblu. Această fluctuație a elevilor și a copiilor am structurat-o pentru învățământ preșcolar. Avem diminuarea efectivelor cu 15 față de anul precedent, în special pentru prevenința programului prelungit PICOT. Pentru învățământul primar avem 18 elevi mai puțin decât în anul anterior, dar vă aduc la cunoștință faptul că aici sunt integrați și elevii care se găsesc la reeducare minori, unde de la una la alta apar anumite modificări, cele pe care le-am de săptămâna trecută. Pentru învățământul gimnazial avem o diminuare a efectivelor cu 20, iar creșterea efectivă
fraților se constată doar la liceul tehnologic. Sunt cu 15 elevi mai mult decât anul anterior, învățământ tehnologic, respectiv liceul tehnologic de Cuorna, are elevi și la învățământul de zi și la învățământul primar. Iar la Colegiul Național este o diminuare a efectivelor cu 7 elevi. Așa cum știm, populația școlară a scăzut și natalitatea, toate ambele sunt strâns legate una de cealaltă, se putea o mare influență să nu putem avea, indiferent de ceea ce facem. Calitatea învățământului este creștere, în sensul ăsta am adus cunoștință și rezultate la învățătură pentru anul școlar anterior. Procentul de promovabilitate a fost cuprins între 86,33% și 97,75%. Sunt detaliate pentru fiecare școală în parte și fiecare nivel de învățământ. În ceea ce privește rezultatele la examene finale, procentele sunt meritorii pentru toate școlile. Am făcut o prezentare și pentru evaluarea națională cu cele două discipline la care se subținteze. Am făcut o prezentare și pentru bacalaureat și vă spun că pentru bacalaureat, anul acesta, comparativ cu anii anteriori, are un procent mult mai bun, urmarea faptului că s-au intensificat pregătirile pentru bacalaureat, care sunt obligatorii la Colegiul Genegri. Liceul Tehnologic nu a avut anul anterior școlar posibilitatea ca elevii să se înscrie la acest examen, decât din promoțiile anterioare, pentru că ciclul liceal se finalizează la Liceul Tehnologic cu clasa 13, avea anul acesta mai mult la clasa 13 seara. În mare, dacă am adus la cunoștință a dumneavoastră și Liceul Tehnologic, vă spun că specializările care sunt pentru învățământ profesional de zi poate interesează pe cineva, sunt mecanic auto, confecționer de tâmplărie de aluminiu și mase plastice, confecționer produse textile, bucătar și refugiam constructor pentru cursuri de zi, iar pentru cursuri serale, tehnician mecanic pentru întreținere și reparații și tehnician în gastronomie. Este bine de știut că la nivelul orașului seral, persoanele adulte care au depășit vârsta școlară obișnuită pot să-și completeze studiile în sensul acesta la liceul tehnologic și se menține în felul ăsta un trend favorabil, pozitiv pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic. La nivel național este o directivă în acest sens. Copiii sunt stimulați financiar, dacă nu fac absențe, să știți că primească o bursă profesională lunară de 200 de lei. Fac 10 absențe lunare. Am prezentat și activitatea educativă în unitățile de învățământ, siguranță, cei care sunt părinți sau cei care au fost implicați în activitățile școlii. Nu știu de existența parteneriatelor, a proiectelor. Sunt numeroase, de pe fiecare școală cine dorește să studieze la mământ, dau fiecăruia materialele școlii care vă interesează. Există parteneriată pentru toate instituțiile de învățământ, primăria orașului de Cluj, cu poliția, cu jandarmeria, cu biblioteca, cu bisericile, cu centrele de educare din alte instituții de învățământ și din județ, dar și din țară. Și chiar din străinătate, știți, cred că mulți dintre dumneavoastră, despre schimbul de elevi care s-a făcut în Republica Moldova și să intenționăm în continuare să facem același lucru. Un subiect foarte important pentru noi toți este și absenteismul și abandonul școlar. Să știți că numărul de absențe este în continuare atât de mare. Există și probleme reale de sănătate ale elevilor, dar există și probleme sociale destul de grave. În sensul ăsta s-a dorit și dezvoltarea acelui proiect de la școala numărul 2. Există un număr, zic eu, nu încă alarmant de situații de abandon școlar. La școala numărul 1 au fost identificate 7 cazuri de elevi în situație de abandon. Acești elevi, de cele mai multe ori, sunt rematriculați, vin două luni, trei luni, pe ansamblu pe anul, reușesc să finalizeze anul viitor, să reia aceeași procedură. La școala 2 sunt 12 astfel de elevi. La colegiu sunt în total 11, nu? S-au retras. S-au plecat, fie în străinătate cu părinții, fie au avut o problemă personală și s-au reînscris, sau ulterior, doi elevi au abandonat, motiv pentru care au fost exmatriculați. La liceul tehnologic, în total au fost 17 elevi care au abandonat cursurile, 6 de la cursuri de zi și 11 de la cursurile serale. Eu zic că e o problemă care ar trebui să ne preocupe pe toți, în același sens să desfășoară în continuare acel proiect UNICEF pentru perioada 2014-2017, unde
și orașul Cluj-Napoca are o activitate destul de consistentă. Vis-a-vis de starea de sănătate a elevilor de pe rata orașului Cluj-Napoca, o aspecie ar fi destul de bună, sunt cazuri excepționale care trebuie să menționate. Fiecare școală în parte are un asistent medical. În fiecare an am adus la cunoștință și am atenționat asupra faptului că fiecare școală apelează și își exprimă dorința de a avea în localitate un medic școlar, dacă s-ar putea și un medic stomatolog dedicat elevilor, cu scopul de a diminua cheltuielile pe care unii nu le pot susține în timp de vedere. Cine va fi interesat, am și o analiză a costurilor financiare, cheltuieli materiale în total și per elev, cheltuieli de personal în total și per elev, pentru fiecare școală în parte cu personalitate juridică, fac precizarea că pentru grupul elevilor nu pot face lucrul acesta, pentru credința Ana Maria Adornic, fiind învățământ particular, nu există o estimare, ei nu au buget de la localitate. Ei sunt finanțați în momentul de față prin Biserica Catolică, deși, din ceea ce mi-au spus, peste 98 din elevi sunt ai localitățile. Clubul elevilor își desfășoară activitatea în orașul Cluj-Napoca, așa cum vă pare mulți dintre dumneavoastră știți. Sunt multe cercuri, 5 la număr, 5 cercuri pe specialități. E vorba de cercul de karting, centru de protecția mediului, cel de goniometrie și electrotehnică, desen și muzică. Sunt în jur de 730 de înscrieri, nu de elevi, care își desfășoară activitatea pe două segmente, cultural, artistic și tehnico-științific. Au multe proiecte la care participă, inclusiv proiecte internaționale cu deplasări ale cadrelor didactice. A existat o deplasare anul trecut și un grup de 3 elevi care au plecat la un schimb în Turcia. În continuare, ei desfășoară fel de fel de concursuri chiar la karting, la internațional, la concurs de radioamatori au participat și mi-au adus la cunoștință că rezultatele sunt deosebite. În ceea ce privește dotările școlilor, am primit o informare de la fiecare școală în parte, școala numărul 1. Îmi spune că din surse proprii și din sponsorizări, toate sălile de clasă au LCD-uri, iar 3 din sălile de clasă, tot din sponsorizări, au beneficiat de aparate de aer condiționat. Cei sponsorizările sunt din asociația de părinți, să spun, la marea majoritate a școlilor. La școala 2, prin acest proiect UNICEF, au beneficiat de o imprimantă, un aparat fotoprofesional, fiar ca donație de un sistem audio pentru școala structură, adică școala numărul 3. La Colegiul Național, în urma proiectului desfășurat anul anterior, au fost achiziționate calculatoare, iar anul acesta, 7 videoproiectoare cu ecran de proiecție, tocmai pentru a putea să aibă elevii acces la un sistem de învățământ modern. 5 din videoproiectoare sunt din fonduri proprii și 2 sunt achiziționate prin Asociația Colegiului. Ca și elemente noutate la Colegiul Genetic, un lucru care e solicitant pentru noi cadre didactice, dar vine în sprijinul comunității și în special a părinților. Începând de săptămâna trecută, s-a introdus catalogul electronic. Dacă aveți cunoștințe, bineînțeles că acest catalog electronic este cu acceptul părinților, distribuit online. Fiecare părinte primește în timp real, adică zilnic, informații referitoare la note, la absențe și la comportamentul elevului, fie că e de bine, fie că e suflet de rău, în ceea ce privește programul școlar. Cine este curios, l-am luat la mine, este interactiv, e destul de multe muncă, în același timp noi trebuie să eficientizăm activitatea în pauze, dacă se poate, pentru că de bază este tot catalogul clasic. Nu aici o tehnologie și acolo au fost consolidări, poate nu atât de consistente, pentru sprijinirea spațiilor, fel de fel de activități de donație, din partea băncilor comerciale, din partea anumitor instituții. În final, adresez din partea fiecărei școli în parte o rugăminte pentru ajutor din partea comunității locale și fiecare școală mi-a adus în atenție chestiuni arzătoare. La școala numărul 1 se comunică că este
reabilitare și curtea școlii de la mobilul de la școala 1, dar și curtea de la grădința Ticot. La școala numărul 2, mi se solicită să acordăm sprijin pentru capitolul siguranța elevilor. În momentul de față sunt două solicitări adresate inspectoratului școlar pentru doi pasnici, care vor fi angajați din informațiile pe care le-am se va soluționa pozitiv. De asemenea, supravegherea video pentru ambele corpuri de clădire și încășmuire pentru școala 3 în special. La colegiu se dorește reabilitarea termică pentru corpurile de clădire. La liceu tehnologic e aceeași problemă cu acoperișul, ceea ce știu la liceu tehnologic, școala este consiliul județean, imobilul și nu este anul. Dacă doriți clarificări, sunt convinsă că putem să completăm acest material cu ceea ce considerați dumneavoastră a fi necesar. Eu stau la dispoziție cu materialele, dacă e nevoie de suplimentarea informațiilor, mă adresez domnilor director și sunt convinsă că o să avem parte de suplimentare. Vă mulțumim, doamna consilier. Dacă dumneavoastră, domnul președinte, consilier, aveți întrebări, față de doamna. Tot timpul listă de reparații trebuie trecute și acoperișurile de la sălile de sport 3 și liceu. Plouă 20 de locuri simultan. Da. Are mulțumim încă o dată, doamna conținere, pentru mai informare și vom ține cont de solicitările și colegilor. Dacă mai aveți întrebări, dumneavoastră, la acest punct de vedere, au fost parcurse cele 9 puncte de pe ordinea de zi, are puncturi diverse. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul consilier Pavlache, aceea domnul consilier Nuțu și vom veți vorbi. Domnul consilier Pavlache. Eu am rămas cam îngrijorat, ca să nu zic speriat, când domnul primar s-a referit la anul 2020 la drumul ăla de la Salină. Mă gândeam, întrebarea mea era simplă. Dacă putem opoli proiectul ăla și dacă se poate găsi o variantă alta. Că asta e cam... Da, atât, da. Ați înțeles greșit. Sau, mă rog, ca până în 2020. Proiectele care le aprobăm astăzi, și piațeta și celălalt de străzi este vizibil ca Muzeu să finalizeze în 2020. Mă rog, ce aproape sigur. Proiectul cu Salina, sunt aceste mici corecții, se va licita din nou și în primăvară se va începe lucrarea la el. Am înțeles cu Salina. Ca să lămâni lucrurile. A, băi așa, ce am vorbit astăzi. De cele care am aprobat astăzi, pentru că proiectul durează, doar acum obținem finanțare, e posibil ca anul viitor să obținem finanțarea, după ce obținem finanțarea, să facem proiectarea și apoi licitația și realizarea. Mulțumim, domnule consilier. Și preocuparea ministrului, cardiul de cer, din de acolo. Următorul domnul consilier, domnul consilier Dumnezeu. Domnul și primarul, m-am atenuat câțiva cetățeni, că am unica multe într-o zi de la magazin. Și e problema că ce vor fi. Am zis noi că facem ceva în legătură cu utilizarea, dacă vor fi și a trecerilor de dietă. Haideți să găsim o soluție, că încep să apară și anumite elemente, vine perioada de iarnă, și chiar trebuie să găsim o soluție mai rapidă în ceea ce trebuie. Cu știut chiar o semaforizare în locurile care mai trebuiesc în primă urgență. Ideea de a prevenirea de domnul consilier. Da, domnul Cioc. Am cerut și poliției și este un studiu ce am făcut. Iată, e simplu, știți, să facem. Poate veni și noastră cu o părere aducată în sistemul activ. Sunt părere diferite. Să facem una, să facem două, să o desfințăm pe cea de la Vasior, să rămânem la cea de la Zanfir, să facem semaforizare, să nu facem semaforizare. Eu sunt dispus să facem semaforizare. Poate să gerăm la Zanfir, nu mai plinim cu aceea din fața Vasiorului. Aia se dispară, să dură una singură, dacă se poate un semafor cu buton, să poate omul să apese când trece, ca să dădea posibilitatea și facem. Eu mă invit și pe dumneavoastră la discuția pe care o avem cu poliția. Și cu drumurile naționale, să vedem care e varianta cea mai bună, pentru că trebuie să ai aprobarea de la toți. Obligatoriu.
Și se discută și intersecția cu Eminescu, deși acolo se stă foarte mult la ieșire. Noi, în sensul generator, intersecția unul mai cu Cenegri, să rezolvăm problema acolo, cu sensul generator ar fi cel mai potrivit. Suntem în dezbatere, așteptăm orice variantă. În planul urbanistic al orașului, așa am prevăzut, sensul generatorul aici și să vedem dacă pot pune și intersecția Eminescu cu Cenegri. Sensul generator este mai modern acum, dacă ați văzut toate țările, și el asigură la flux al circulației din semafor. Dar vă așteptăm cu propuneri și păreri și, într-adevăr, avem una din problemele cele mai mari acum, parcările, și s-a semnat contractul cu parcările de campul Schiller. Acolo licitația și s-a semnat și dacă reușim să facem parcările pe campul Schiller, va trebui și în oraș, tot așa, să mergem și să facem lucrări durabile și vă cerem și părerea dumneavoastră. Dau cuvântul doamne consilier Isai. Locatarii locurilor comune care fac șoptare solicită o a doua ieșire din incendiu, spre strada Momai, strada care vine în fața magazinului Orange și eventual, în caz că este posibil, sperăm să fie posibil, o parcare în curtea casei Borisov. De ce facem această solicitare? Pentru că traficul este îngrozitor în jurul pieții. Și am făcut și o solicitare scrisă, sperăm să fie luată în considerare pe bugetul 2017, mai ales să fie prins această modificare. Eu nu niște limite acceptabile și din lege și nu limite posibilități. Da, mulțumim. Da. Avem câteva semne ștrangulări și le spun și astea după aceea niște observații. Avem la cooperativa Munca, pentru că cooperativa Munca și Costa Poștă, trebuie să facem o ieșire, pentru că tot ce înseamnă locurile de și e, o singură lucrare pe tărul adivers. Și în caz de întâlnește un eveniment, trebuie să facem această evacuare. O să facem un proiect, că toate aceste ieșire să le facem modulat, aranjate cu trotuar. Este propunerea dumneavoastră și trebuie să luăm în calcul că și blocurile A au o singură intrare, lângă blocul A5 și nu mai are ieșire aici undeva în zona blocului A11, deci va trebui să facem ceva de A10 și A11 acolo, să vedem cum facem. Și am comandat acest studiu să vină cineva despre cum să facem. Și atunci va intra și la piață, pentru că, într-adevăr, se intră în spatele pieții și aici, între Casa Borisov și bloc, trebuie să facem ieșire. Organizarea de circulație pe strada 9 mai aia acolo. Da, 9 mai. 9 mai, dacă nu facem sens unic acolo, nu se va proiecta. Dar cred că asta e soluția, sens unic. Da. Sens unic. Dinspre Căpcamușilă. Dinspre oraș, spre Căpcamușilă. Și ne întreabă Căpcamușilă să iese mai pe Vinescu. Cinegri, sens unic. Sunt propuneri, vă rog să le faceți. Pentru că, da, sigur că cei care locuiesc acolo, pe exemplu, cei care stau în a 12, sunt oameni și eu ce fac, ca să vină în centru, trebuie să mă duc la autogară sau trebuie să mă duc mai jos pe mine, de ce trebuie să împăcăm? Împăcăm, dar trebuie să ne gândim la soluțiile cele mai eficiente, domnul primar. Că m-am uitat și în alte localități, orașe, ca și ale noastre, sensurile bune și văd că dau rezultate și... Trebuie să identificăm pe mai multe lucruri de astea care sunt. Citați, o să inițiem. De versurile astea venim cu o propunere și veniți și noastră, gândiți-vă cum mai bine locuiți în zona, să alegem varianta cea mai puțin, adică să creeze cât mai puțin nemulțumit. Alte puncte de vedere? Domnul Ghiurea, pacientul ai văzut domnul Ghiurea. Chemați-vă echipă, care-ți fac o studiu de prioritate cu parcările cu așa. Trebuie gândit pe Capraju, nu numai pentru campul Schiller și în zona a Ierfului, cum să mai terminăm. G-urile, B-urile, dar în ceea ce e prin asta. În momentul când va face o studiu din asta, e tot orașul. Rămâna la mână și de la mână, nu știu ce era în puterea, am întrebat 100 de români. Eu m-am întrebat 100 de români, care este vârsta a treia, în cupa pensionarilor, Târgu Bocu. Avem atâția pensionari în... Am dat un trecut la respins. Nu încercăm o dată. Sunt dați pensionari care sunt alegeri în baza pe ei. Nu, trebuie să-i gândim prima la un spațiu care poate fi... Era Victoria, domnul... Este vara asta un parc, cum am văzut de iarnă. Îl se trebuie că... Nu știu, 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 nu ști
personal, să schimb de rețete. Da, să mai foarte bine. Hai să ne gândim un pic și la acești corectori, dintre ei sunt și părinții noștri. De acord, am reținut, domnule. Domnule, domnule, să facem personal. Cetățenii de la locul 2, 1 și 2, se interesează care este situația de din fața blocului. Ce cu noi acolo, miroase, îngrozitori, deci domnul care a luat în procesiune. Care e situația? Mai spune, la găliința care? Nu, nu, nu. Fața blocului, la eu, 1 și 2. Cetățenii se interesează. Care este situația juridică a terenului? Este o grădinuță închisă, da? S-ar putea amenaja un loc de parcare și vor să știe dacă e dată în concesiune, e cumpărată, e proprietate. Studiem și vădăm. Vă rog, că o altă problemă care am ridicat-o și data trecută, da? Material de construcții depozitat în spatele magazinului Dactil. Ocupă de o lună de zile spațiu public și nu se sesizează, nu de la suburbanism, nici din primărie, nici de nimeni. Dacă o să studiem, problema și căutăm soluțiile cele mai clare. Problema e în comunitate. Ce ne puteți spune? Bine, în care o să ne răspundă domnul ministru. Da, vă rog. Ce anume vreți? Da. Avem un adăpost de câini, da. Da. Care e dat în folosința punctului, da. Da. De un astfel ceva. De un astfel de 2015 a făcut lucrurile de mâine. Deja? Deja se trebuie de mâine. Da. Și eu nu am văzut de câte ori m-am dus acolo niciun câini. Domnul Vorbeț, vă întrebarea ca să vă dea răspunsul. Și uneori sunt încazați, altor nu sunt încazați. De exemplu, avem acum pătrat cu atenție să nimă în locul. Acum 3 săptămâni am adus de acolo 6 câini. După ce s-a terminat perioada, care au fost adoptați, 2 chiar sunt la altă leg, iar 4 au fost eutanasiați. Nu trebuie să avem neapărat acolo crescătorie de câini. Sunt din călătoroși care sunt eutanasiați. Vorbiți cu domnul. Deci dacă este pe domeniul public, putem așa. Vorbiți cu proprietarul. Domeniul public. Haideți să fim disciplinați, da? Nu am treabă, nicio vecină. Mulțumim, domnul director, că am răspuns. Alte întrebări. Lăsați vecinele, haideți să fim pe ședință. Alte întrebări. Domnul Măciurea, continuați. Dacă putem reabilita până se asfaltează în 2020-2080, dar în cazul reabilitare firească, zic eu, da? A străzii, Avram Iancu, strada Viitorului, strada Cimitirului, strada Cărăvidăriei, strada Tăpăcare. Păi Tăpăcare este vă înspăimântați. Păi Tăpăcare, în primăvară, se începe cu grădea asfaltare. Să lăsăm așa, nu putem pune măcar o mașină de balast, nu? Absolut nu. Această stradă va fi făcută la după normele actuale, va fi asfaltată cum trebuie. Ei, putem lăsăm așa. La Sfânta Civică, chiar cum a spus și colegul. Noi vrem să asfaltăm tot orașul. Deci, măcar tot un prieten care domiciliază acum acolo la Degeti, mai mult răspunsul, dar atunci omul în urmă. Dacă domnului, e greu și pedeapsă. O dată de pe trotuare este mult. O jumătate de lună stă... Să știm bugetul local, putem
Încheiem ședința de consiliu.